au fost tipuri de ransomware care distrugeau sistemul de fișiere cu totul, în momentul respectiv, recuperarea datelor devine imposibilă. Ia gândiți-vă, stimați telespectatori, ce înseamnă pentru cineva care are un cabinet de contabilitate sau o doamnă avocat sau un freelancer care oferă alte tipuri de servicii în care baza de date de clienți este extrem de importantă și brusc se pomește cu ea criptat. Datele sunt amestecate, nici specialiștii noștri în securitate nu sunt siguri că le mai pot decripta. Pierderile sunt colosale. Să te apuci să faci din nou contabilitatea unor zeci de firme, nu cred că e ușor. Dar acești copii pe care i-am văzut, mă întorc la ei pentru că generația tânără mă interesează. Acești copii pe care i-am văzut eu sus, testând, pe care avem și în fotografiile care au rulat, și o să-i avem imediat și în studio când își termină ei de strâns, nu? Pentru că se pregătesc pentru ziua următoare a conferinței. Da? Au terminat testul de penetrare. Ei pot să meargă către această zonă extrem de sensibilă, în care lucrez direct cu beneficiarul final, cu omul care are o firmă, a băgat niște bani în ea, nu știe dacă îi va funcționa, dacă va ajunge la break-even, la acel orizont de la care începe să aibă profit. Nu cumva oamenii care i-ar angaja sau care ar angaja firma care face teste și riscă efectiv din cauza lipsei controlului asupra acestor tineri. E vorba de factorul uman. Cine îmi dă mie o asigurare, dacă eu sunt un antreprenor, că firma X, da, de securitate lucrează cu niște oameni care, dincolo de ce scrie în contract, nu fac prostii.